au mai existat încă câteva exporturi. Este vorba de o cantitate de circa 7.000 kg care deja au tranzitat Republica Moldova și au ajuns parțial la destinatorul final. Potrivit procurorilor anticorupție, printre cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, s-ar număra și câțiva șefi de la aeroport, fără a preciza despre cine este vorba. În această schemă sunt implicați atât agenți economici, persoane fizice, cât și funcționari din cadrul aeroportul responsabil de verificarea securității mărfurilor, cât și de verificarea legalității încărcăturilor. Se întreved acțiuni ilegale din partea la unor funcționari de rang înalt. Nu putem să oferim mai multe detalii pentru că se lucrează în acest sens. Procurorii nu exclud că acest lot de chihlimbar, capturat acum două zile, ar avea legătură cu captura de 226 de kilograme de chihlimbar și agat, confiscate de Vameș la sfârșitul lunii mai. Atunci un automobil, la volanul căruia se afla un polițist, a fost tras pe dreapta, iar în port bagaj au fost găsite 8 cutii pline cu pietre prețioase. Sunt semne de care se aseamănă, dar urmează să concretizăm și după proveniență, după natura bunurilor, care la fel urmează să fie stabilite, sunt pietre prețioase sau semi-prețioase sub aspectul chihlimbar în anumite formațiuni, el poate fi și clasificat și ca pietre prețioase și semi-prețioase. Procurorii au declarat că marfa cel mai probabil era extrasă din Ucraina, iar țara noastră era ca un punct de tranzit până ca aceasta să ajungă la Istanbul, după care la Hong Kong. Contactați de ProTV, reprezentanții serviciului Vamal nu au precizat dacă au fost reținuți careva dintre șefii de direcție. Acum două zile, un lot de circa o tonă de chihlimbar, care ar valora cel puțin 1,5 milioane de dolari, urma să fie scos ilegal din țară de pe aeroportul Chișinău. Chihlimbarul se afla în saci, care urmau să fie încărcați într-un avion care pleca la Istanbul. Pentru asta au fost cumpărate 32 de bilete la compartimentul bagaje. Ideea de a transporta astfel chihlimbarul aparține administratorului unei întreprinderi de transport internațional de mărfuri, care a fost reținut și care ar fi acționat în complicitate cu lucrătorii vamali. Chihlimbarul este o piatră prețioasă formată din rășină de arbor solidificată în timp.